Vaselei este mic, dar foarte intens. Revedem această fază cu Torje, cel care le-a creat atâtea probleme steliștilor în ultimele meciuri. Citea o centrare a lui Brandan și o nouă minge periculoasă fază cu Alexe, care a fentat frumos în fața lui Panel Nicoliță și apoi era cât pe cel să surprindă pe Tătărușanu, care ieșise pentru o centrare. A plonjat târziu Tătărușanu, a avut un foarte dificil. Dică și este gol! Gol Steaua! Omul acuzat că nu mai este decât o umbră a fotbalistului de odinioară, dă din nou omul. Rămân, nu-ți fă griji. Încă o dată execuția senzațională. Jucătorii mă pot face să rămân la Steaua. A fost de la Maicon, de la Van Fossingel, de la Utrecht în Europa League și așa mai departe. Șuta lui Torje! Gol! Gol al lui Torje! Cei mai valoroși jucători de pe teren! Bală greșeala lui Tătărușanu, pentru că totuși Torje a trimis pe colțul portarului, dar până la urmă și Dica execuția. Pentru lui Borboianu este autogolul lui Borboianu! Incredibilă greșeala lui Borboianu! Nu avea ce să mai facă Bălgrădean. Borboianu, Universitatea Craiova, Borboianu face o greșeală uriașă. A încercat să ia fața lui Surdu, dar a trimis imparabil în plasa porții lui Bălgrădean. Îmi aduc aminte de un astfel de autogol reușit în ghilimele de Regenkampf, de la marginea careului, cu un șut imparabil pe când Jucala se prima repriză. Incredibil ce a făcut fundașul lui Dinamo în acest moment, care a spus că va fi infern aici la Brașov. Din păcate, iată, și predicția lui se confirmă. Îl vedem pe Torje, care vrea să centreze, ajunsese într-o poziție foarte bună în careul Stelei, dar așa ceva n-am mai văzut niciodată pe un teren din România. Este greu de înțeles cum jandarmeria nu poate să țină sub control această situație și mai mult de atât, această torță care a ajuns în preajma lui Torje mi-a adus aminte de incidentul groaznic din Giulești. Recent, o fată a suferit arsuri foarte grave după ce s-a aruncat cu o torță spre ea. Lovitură de colț pentru Dinamo.